Reprezentanții inspectoratului școlar au făcut publică metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016, după ce aceasta a fost aprobată de Ministerul Educației la începutul acestei luni. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2015 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Pentru înscriere este necesară evaluarea psihosomatică. Părinții pot ridica formularul de cerere prin care solicită evaluarea psihosomatică a copilului de la la grădinița la care acesta este înscris. Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau se reîntorc din străinătate, se poate ridica formularul de cerere de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, situat în incinta Inspectoratului Școlar Județean. Luni, 16 februarie, pe satul Inspectoratului Școlar Județean Satu mare și la fiecare grădiniță din județ va fi afișată repartizarea copiilor la centrele de evaluare psihosomatică. Această evaluare se va desfășura în perioada 17 februarie-11 martie, în intervalul orar 10- -8.